Jertfa Sfintei Liturghii pentru răposații Ecaterina, Francisc, Ionel, Părintele Iona, Aglaie, Georgeta, Maria, Rozalia, Iosif, Georgeta, Ana și răposații familiei, de asemenea și pentru răposatul Ionel, la 40 de zile de la trecerea la casa Tatălui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra, cum se cuvine, Sfintele Taine. Mărturisesc. Lui Dumnezeu, atotputernicul, și vouă, frații, am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, pe Sfânta Maria, Purura Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Revarsă cu bunătate harul tău în inimile noastre, ca ținând în frâu dorințele pământești dezordonate, să putem fi statornici prin darul de sus, în urmarea poruncilor cerești. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău,
care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Osea. Așa spune Domnul: Întoarce-te, Israel, la Domnul, Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte potrivite și întorceți-vă la Domnul. Spuneți-i: Îndepărtează toată nelegiuirea, primește ceea ce este bun și îi vom aduce în schimb roadele buzelor noastre. Asiria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări și nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci numai în tine află orfanul îndurare. Le voi indica apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei. Voi fi ca roa pentru Israel. El va răsări ca un crin și își va întinde rădăcinile ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde și va fi ca măslinul frumusețea lui, iar mireasma lui ca a Libanului. Se vor întoarce și vor locui la umbra lui. Vor fi ca grâul și vor răsări ca vița de vie, și amintirea lor va fi ca vinul Libanului. Efraim, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde și îi voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorie mie se găsește rodul tău. Cine este înțelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea? Căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei nelegiuiți se poticnesc pe ele. Cuvântul Domnului. Atunci am auzit glasul pe care îl cunoaștem, i-am descărcat povara pe umeri, și mâinile lui au pus cusul jos. În strâmtorarea ta ai strigat la mine și eu te-am eliberat. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Ți-am răspuns din locul tainic al tunetului, te-am pus la încercare la apele de la Meriba. Ascultă, poporul meu, vreau să dau mărturie împotriva ta. O de mai asculta, Israele. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Să nu fie în mijlocul tău niciun alt Dumnezeu, să nu te prosteri niciunui Dumnezeu străin. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am făcut să urci din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. O, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel pe căile mele, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Convertiți-vă, spune Domnul, pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu.
Mariile. În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat: care este prima dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: prima este, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. A doua este aceasta, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai spus că este unul singur și că nu este altul în afară de el. Și a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea și a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuți este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-L mai întrebe. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Dragi credincioși, în legea lui Moise, evreul pios găsea 613 legi. Vă dați seama că pe timpul lui Iisus era o dezbatere care dura de secole. Care este cea mai mare dintre aceste legi? Bineînțeles că orice poruncă alingea Iisus avea să se găsească un adversar care să spună că o altă poruncă din cele 612 rămase era mai importantă. În mod normal, Iisus nu avea cum să câștige această dispută. Era prins în cursă și inițial aceasta a fost intenția învățătorului legii. Și totuși Iisus dă un răspuns atât de surprinzător, care vorbește atât de direct la inima învățătorului legii: porunca cea mai mare, lucrul cel mai important în viață, este să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Iisus unește cele două porunci într-una singură. Și aceasta va fi și tema reflecției noastre în cele ce urmează. Porunca iubirii lui Dumnezeu unită, strâns, cu porunca iubirii față de aproapele. În această seară, noi am ascultat Evanghelia după Marcu. Sfântul Luca, relatând același episod, merge mai departe cu discuția dintre cărturar și Iisus. Învățătorul legii vrea să se justifice și întreabă mai departe: cine este aproapele meu? Iar Iisus spune parabola samariteanului milostiv, pe care o știm foarte bine. Am auzit-o de zeci de ori în viața noastră, am auzit de atâtea ori cum preotul și levitul trec pe lângă acel om bătut de tâlhari și nu-l ajută, în timp ce samariteanul, un dușman al neamului evreilor, îl îngrijește. Concluzia ar fi: trebuie să ne comportăm ca samariteanul, fiind milostivi. Dar în această seară aș vrea să prezint parabola samariteanului milostiv
dintr-o perspectivă diferită. Vă propun să ne imaginăm cum ar fi ascultat această parabolă cei în fața cărora Iisus a rostit-o, și anume evreii țăranii din Galileea. Ei cum au auzit-o? Ce au înțeles? Răspunsul ne va ajuta să descoperim un nou sens spiritual al parabolei, cred foarte folositor pentru sufletele noastre. Așadar, când ascultăm parabola samaritanului milostiv cu mentalitatea evreilor, primul adevăr uluitor pe care îl descoperim este că ei, spre deosebire de noi, ei, acei țărani evrei din Galileea, nu s-ar fi identificat niciodată nici cu preotul, nici cu levitul și cu atât mai puțin cu samariteanul care le era dușman. Dimpotrivă, personajul cu care s-ar fi identificat ar fi fost victima. Bărbatul jefuit de tâlhar și lăsat aproape mort. Să ne amintim că evreii erau o națiune ocupată de romani la acea vreme, care storceau totul de la ei. Deci primii ascultători evrei s-ar fi identificat instinctiv cu victima evreiască. Ei ar fi adoptat, să spunem așa, punctul de vedere al victimei căzută în șanț, fără nicio putere în trupul său. Ei își puteau imagina cu ușurință că sunt victima care zace acolo întinsă pe spate și are mare nevoie de ajutor, pentru că li se furase totul, fuseseră despuiați de tot ce aveau. Apoi, deschizând ochii, privesc în sus și sunt forțați să vadă un samaritean, dușmanul de secole al lor, oroarea ororilor, urăciunea urăciunilor. Iar în acest samaritean, atât de urât de ei, li se descoperă fața milostivă a lui Dumnezeu, pentru că samariteanul îi salvează. Da, era cel mai rău coșmar etnic al lor. Ca victimă, incapabilă să opună rezistență, erau acum nevoiți să accepte mila lui Dumnezeu de la un om care era lipsit de orice moralitate. S-ar fi cutremurat la gândul acesta. Dar, odată ce au depășit șocul inițial, și-ar fi dat seama, poate încet, încet, că uneori e posibil să acceptăm vindecarea și iertarea milostivă a lui Dumnezeu numai după ce cineva a ajuns în fundul gropii nevoilor sale, numai după ce a fost dezbrăcat de toate ale sale, inclusiv sau mai ales de ură și de prejudecăți. Așa ar fi auzit această parabolă șocantă evreii din Galileea. Aceștia s-ar fi identificat imediat cu evreul din șanț, care era cu totul umilit și uluit să descopere dragostea plină de compasiune a lui Dumnezeu pe fața inamicului samaritean. Și ei ar fi știut pe loc că acceptarea milei
de la cineva pe care îl considerau dușman, i-ar fi provocat la ceva ieșit din comun, la ceva extraordinar. Să vadă fiecare persoană ca pe aproapele și să devină ei înșiși milostivi dincolo de orice barieră pe care o punem noi, dincolo de ură și prejudecăți. Așa că, vedeți, iubiți credincioși, că această parabolă i-ar fi năucit. Iar cuvintele "mergi și fă și tu la fel" nu ar fi însemnat pentru ei să limite pe samaritean, ci să imite victima. Dacă mila și dragostea lui Dumnezeu pot proveni de la dușmanul nostru, atunci nimeni nu ne mai este dușman. Dacă iubirea lui Dumnezeu poate proveni de la cel de la care nu ne așteptăm, atunci acel om nu mai e dușmanul nostru. Toată lumea devine aproapele nostru. Ce lecție ne dă Iisus! Mai ales în postul mare, suntem chemați să acceptăm mila și iubirea lui Dumnezeu care ne vin de la cineva de la care ne așteptăm cel mai puțin. Această temă a fost redată destul de des în artă și în literatură. Așa se întâmplă în romanul Marile Speranțe al lui Charles Dickens. Pip, poate vă amintiți, un tânăr orfan, este la cimitir într-o zi la mormântul părintelui său, când un condamnat de temut, evadat de la închisoare, îl apucă pe Pip și poruncește să aducă niște mâncare și un fierăstrău, o pilă pentru lanțurile sale. Pip se supune și aduce mâncarea, deși e speriat de moarte, dar condamnatul este în cele din urmă prins. Într-o zi, la scurt timp după acest episod, unchiul lui Pip îl duce cu sine în casa extravagantei domnișoare Havisham. Acolo el o întâlnește pe Estela, protejata domnișoarei Havisham. Estela e rece și disprețuitoare, își bate joc de Pip, deși el se îndrăgostește de ea și visează să devină într-o zi un mare domn, un gentleman, și întors acasă de la școli înalte să se căsătorească cu ea. Dar la timpul potrivit, domnișoara Havisham îl trimite departe ca ucenic de fierar la cumnatul său. Timpul trece, într-o zi un avocat vine la Pip, acum un adult, spunându-i că un binefăcător secret i-a lăsat ca moștenire o avere și trebuie să meargă la Londra pentru a învăța manierele înaltei societăți. Pip este încântat și știe în inima lui că domnișoara Havisham este acel binefăcător secret și ea chiar vrea ca el să se întoarcă acasă, un aristocrat, și să se căsătorească cu Estela. Așa că pleacă la Londra, trăiește pe picior mare și la 21 de ani primește o alocație generoasă. Trec mai mulți ani și într-o zi un bărbat cu o barbă imensă și răvășită dă buzna în apartamentul lui Pip. Pip este îngrozit de acest personaj necioplit și se dă în spate, dar bărbatul îi dezvăluie că e deținutul de demult pe care îl hrănise Pip. Nu a uitat niciodată de bunătatea băiatului, chiar și atunci când a fugit în Australia, unde s-a îmbogățit,
astfel încât nu domnișoara Havisham este sursa averii misterioase a lui Pip. Însă Pip, care de acum se transformase într-un snob înfumurat, e îngrozit de acest bărbat cu haine ponosite, iar când generosul binefăcător și ocnaș se apropie să-l îmbrățișeze, Pip se ferește. Nu vrea să aibă de-a face cu acest individ care era așa de mult sub statutul său. Dacă vreți, putem spune că Pip este evreul jefuit de tâlhar, iar binefăcătorul lui Pip, bunul samaritean, este condamnatul de odinioară. În orice caz, Pip ajunge treptat să vadă binele care era în inima fostului deținut. Începe să aibă grijă de el și îl ajută să scape de mâna poliției care aflase că este la Londra. Planul lor eșuează și pușcăriașul moare la închisoare, în brațele lui Pip. Pip și-a pierdut binefăcătorul și averea, dar dragostea pentru acest bun samaritean, acest deținut generos, l-a schimbat pentru totdeauna. La fel ca în parabola spusă de Iisus, de acum 2000 de ani, Pip, victima, rănit și bătut de greutățile și întorsăturile vieții, se uită în sus din șanțul disperării și îl vede pe dușmanul său, temutul condamnat, care i-a oferit dragoste, prietenie și avere, iar acum Pip știe că toate barierele trebuie să cadă. Ce lecție! Iar acum, iubiți credincioși, vă voi spune o variantă modernă, actuală a parabolei. Când eram în Statele Unite, am locuit într-o casă parohială ani întregi cu un preot irlandez, Părintele Val, cu care m-am împrietenit. Am permisiunea de la el să spun această poveste. Tatăl părintelui Val, când avea 20 și ceva de ani, a fost arestat de britanici pentru presupuse legături cu IRA, cu Armata Republicană Irlandeză. Știți, aceasta era o organizație militară care lupta cu armele pentru unificarea Irlandei și organiza acte de sabotaj și terorism împotriva britanicilor, se înțelege. Ei bine, tatăl părintelui Val, fiind acuzat că era membru al IRA, a fost aruncat în închisoare aproximativ 3 ani, fără nici măcar un proces. Ne putem imagina care au fost sentimentele părintelui Val față de britanici în copilăria lui. Pentru părintele Val, britanicii erau dușmanul de moarte, erau ca samaritenii pentru evrei. Câțiva ani mai târziu, Val a absolvit seminarul, a fost hirotonit preot și a emigrat în America să lucreze acolo. Era singur într-o țară străină și printre străini. N-avea niciun prieten acolo și aproape niciun ban în buzunare. Era ca evreul lăsat aproape mort în șanț. Știa doar că cineva trebuia să-l aștepte în port la New York. Când și-a ridicat privirea din șanțul lui, cum s-ar spune, pe cine credeți că a văzut? Pe dușmanul său de moarte, un cuplu britanic. Soții britanici l-au luat la ei acasă,
I-au oferit cazare în propriul apartament și i-au dat prima sa masă caldă în America. Iar Părintele Val îmi mărturisea: și atunci m-am convertit. Ceea ce dorea să-mi spună era că a ajuns la concluzia că nu putem judeca oamenii după naționalitatea lor, ori după orice altă etichetă pe care noi oamenii o punem altora. Barierele trebuie eliminate. Închei cu o ultimă remarcă, o actualizare foarte recent a parabolei și apoi cu un gând spiritual la întreaga predică, sper cu folos. Până foarte recent, când ne pregăteam și să mergem la spital, ne socoteam victime ale unei boli. Și desigur, aceasta rămâne adevărat. Să perspectiva prezentată în seara aceasta asupra parabolei a fost una răsturnată. De aceea pot spune așa, în condițiile actuale, putem să răsturnăm perspectiva clasică și să vedem că dacă până acum medicii ne îngrijeau pe noi, acum și noi trebuie să-i protejăm pe ei. Când suntem responsabili și încercăm să ne păstrăm sănătoși, atunci îi protejăm pe medici. Adică suntem buni samariteni față de personalul medical care poate fi copleșit de bolnavi. A ne gândi la sănătatea medicilor, cum spune și Papa Francisc, e un act nu numai de responsabilitate civică, ci și un act de caritate creștină. Dragii mei, a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele formează o singură poruncă. Iar parabola spusă de Iisus nu vorbește numai despre dragostea bunului samaritean, ci despre convertirea noastră, convertirea victimei din șanț, despre convertirea noastră care suntem șocați și provocați să descoperim mila lui Dumnezeu acolo unde ne-am aștepta cel mai puțin, acolo unde credem că nu vom găsi niciodată. Astfel, suntem siliți să vedem pe aproapele nostru, în oricine îl consideram până acum, un dușman. O lecție extraordinară, o provocare fantastică pentru postul mare. Mai înainte de a-i prezenta darul nostru la altar, să-i cerem Domnului să ne ajute să trăim pe deplin credința noastră, spunându-i: Doamne, ajută-ne să iubim. Tu ne dai puterea de a iubi din inimă și de a ne reîntoarce la Tine, să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să iubim. Tu reînnoiești continuu alianța Ta cu noi și ne pregătești drumul mântuirii. Doamne, ajută-ne să iubim. Tu L-ai trimis pe Fiul Tău din iubire și ne ceri să iubim pe toți oamenii. Doamne,
ajută-ne să iubim. Tu ai făcut din noi un popor nou și ne faci să înaintăm spre Tine unii alături de alții. Doamne, ajută-ne să iubim. Tu ți-ai întipărit în aproapele nostru fața Ta, iar la sfârșitul timpurilor judecata Ta va fi despre iubire. Doamne, ajută-ne să iubim. Tu ești singurul stăpân al celor vii și al celor morți. Doamne, ajută-ne să iubim. Dumnezeule mare și milostiv, care ne-ai arătat că drumul spre împărăție constă în iubirea față de Tine și față de aproapele, purifică inima noastră de toată nelegiuirea, pentru a putea celebra Paștele Fiului Tău cu roade vrednice de viața cea veșnică. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunătate, Doamne, la darurile pe care ți le consacrăm, pentru ca să-ți fie plăcute, iar nouă să ne fie pururi spre mântuire, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu, spre mântuirea fiilor Tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Pământul de mărirea Ta.
Pe tine așadar, Părinte Atotputernic, te binecuvântăm prin Fiul tău, Iisus Hristos, care vine în numele tău. El este pentru oameni cuvântul mântuirii, mâna pe care o întins păcătoșilor, calea care ne conduce la pacea ta. Noi ne-am îndepărtat de tine, Doamne, din cauza păcatelor noastre, dar tu ne-ai împăcat din nou cu tine, pentru ca odată întorși la tine să ne iubim unii pe alții, prin Fiul tău pe care l-ai dat la moarte pentru noi. Celebrând acum împăcarea pe care ne-a adus-o Hristos, te rugăm să sfințești aceste daruri prin revărsarea Duhului Sfânt, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui poruncă o împlinim celebrând aceste taine, căci El, când a sosit ceasul să-și dea viața pentru eliberarea noastră, pe când stătea la masă, a luat pâinea în mâinile sale și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, în seara aceea, a luat în mâinile sale potirul binecuvântării și, preamărind îndurarea ta, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar amintirea morții și învierii Fiului tău, care ne-a lăsat această chezășie a iubirii sale, îți oferim această jertfă a împăcării desăvârșite, pe care ai pus-o tu însuți în mâinile noastre. Te rugăm, Părinte Sfânt, să ne primești și pe noi împreună cu jertfa Fiului Tău și la acest sfânt ospăț să binevoiești a ne dărui Duhul Său, care să înlăture tot ce ar putea să ne înstrăineze pe unii de alții. El să facă din biserica Ta un semn al unității și un instrument al păcii Tale între oameni, și să ne păstreze în unire cu Papa nostru Francisc și cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu întregul tău popor. După cum ne-a adunat acum la masa Fiului tău, tot astfel strânge-ne împreună cu glorioasa născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții tăi apostoli și cu toți sfinții, cu frații noștri și cu toți oamenii de orice neam și de orice limbă care au murit în prietenie cu tine la ospățul unității veșnice în cerurile cele noi și pe pământul cel nou, unde strălucește pacea netulburată în Hristos Iisus, Domnul nostru. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatea Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer,
sfințească semnul Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Așteptăm, Iisuse, să vindeci inima noastră, să ierți păcatul ce ne apasă, să ne redai bucuria. Te așteptăm, despre Tine, să ne-ai conduci pe drumul vieții, să ne întărești în ispită, rămâi cu noi, rămâi cu noi, în orice zi, în orice clipă. Învingător.
așteptăm, Iisuse. Tu ești păstorul nostru, Tu ne arăți cu bunătate drumul ce duce spre viață. Te așteptăm, Iisuse. Tu ne cunoști tinerețea, Tu știi să ierți orice cădere, Tu singur știi să iubești. Rămâi cu noi, rămâi cu noi în orice zi, în orice clipă. Iisuse al meu, rămâi cu mine. Iisuse al meu, rămâi cu mine, căci te iubesc, căci te iubesc numai pe tine. Iisuse al meu, rămâi cu mine. Iisuse al meu, rămâi cu mine, căci eu te vreau, căci eu te vreau numai pe tine. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca lucrarea puterii Tale să pătrundă cugetele și trupurile noastre, ca să ajungem la plinătatea răscumpărării de care ne-ai făcut părtași prin sfintele taine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Privește cu bunăvoință, Doamne, la credincioșii Tăi care imploră îndurarea Ta, pentru ca ei care se încred în bunătatea Ta să poată răspândi pretutindeni darurile iubirii Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Novenă de pregătire la solemnitatea Sfântului Iosif. Sfinte Iosife, bărbat după inima lui Dumnezeu, model desăvârșit de încredințare în voința lui Dumnezeu, cât de departe sunt eu de acele simțăminte care umpleau inima ta. Dacă aș avea măcar în parte acea speranță neclintită pe care tu o aveai în Dumnezeu, nu aș fi doborât de cea mai mică împotrivire. În fiecare zi numesc pe Dumnezeu Tatăl meu și spun că sper în El. Dar, vai,
Cea mai mică încercare mă face să-mi pierd curajul și să fiu abătut. Prea iubitul meu ocrotitor, căruia Iisus și Maria nu-i pot refuza nimic, dobândește-mi acea supunere totală față de voința lui Dumnezeu, supunere care nu urmărește altceva decât să-L iubească și să-L slujească. Dobândește-mi acea speranță statornică pe care nu poate clinti nimic, acea speranță plină de dragoste care mișcă inima lui Dumnezeu și îl cheamă să ne ajute, acea speranță care ne sprijină în ispitele vieții. Ea va fi cea mai dulce mângâiere în ceasul morții mele și îmi va deschide poarta veșniciei fericite, prin Hristos Domnul nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fraților, încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Ecaterina, Francisc, Ionel, Părintele Iona, Aglaia, Georgeta, Maria, Rozalia, Iosif, Georgeta, Ana și răposații familiei și pentru răposatul Ionel, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierdiarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumină să te slăvească neîncetat. Strivi către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu
eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străjerii ivirea azorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legile Lui. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigă către Tine, Doamne. Doamne, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm, pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele slujitorilor Tăi, pe care i-ai chemat din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea sfinților Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Azi Iisus Hristos te cheamă, Răscumpărătorul Tău vrea să Te elibereze din robia celui.